E hotărât să o șteargă definitiv din viața lui pe fosta soție. Vedem cum a pus-o la punct și ce ultimatum i-a dat fotbalistul Mădăline Enache. Sunt declarații dure, aflăm și care să fie miza scandalului dintre cei doi și ne întoarcem în platou să discutăm. Se lasă cu scandal în lumea showbizului la început de an. Mădălina, fosta soția lui Gabi Enache, tună și fulgeră. Se pare că blondina s-a săturat de toate problemele care apar în ceea ce privește relația dintre ea și tatăl fetiței sale. Așa că și-a vărsat oful în public, pe pagina sa de Instagram. După 3 ani de procese, termene, promisiuni, gonită din casă și fără niciun ajutor financiar pentru copil, fostul soț și tatăl copilului meu are o problemă existențială, numele și Facebook-ul. Scandal! Se pare că Gabi Enache a fost deranjat de faptul că Mădălina încă îi poartă numele pe unele rețele de socializare, iar blondina a răbuvnit și a postat și o conversație pe care a avut-o cu tatăl fetiței. Ai tăi nu te întreabă și dacă fata este bine? Dacă are tot ce îi trebuie la grădiniță? A, nu. Numele meu de pe Facebook era singura problemă. Am înțeles. Mă scuzi, te rog. Eu am cele mai mari dovezi pentru că lună de lună mi-am îndeplinit absolut tot ceea ce trebuie. Adică tu ți-ai plătit datoriile, zici? Eu mi-am plătit absolut tot și nu neapărat față de ea, absolut tot ceea ce trebuie pentru fetița mea. Pe mine mă deranjează alte lucruri, că tot se continuă și tot se asociază numele meu, familia mea, cu numai cu bani. Deci pentru mine, am ajuns la un moment în care copilul a ajuns o afacere. Cam așa deduc eu. Asociază întotdeauna copilul cu banii. Plus, de ce nimeni nu vorbește că nu apare cu fetița? De ce nimeni nu vorbește că fetița stă de 6 luni acolo la bunici? De ce nimeni nu vorbește lucrul ăsta? Și ea, de ce nu vorbește despre lucruri de genul ăsta? De data asta, contactat telefonic, Gabi Enache nu a dorit să aibă nicio reacție și a spus că o lasă pe fosta soție să caute publicitate cum știe ea mai bine. Scandal! Încep cu Adriana, psihologul din Adriana, da. A spus că de fiecare dată și s-a gândit în primul și în primul rând la copil. Da, cum vezi tu declarațiile făcute de Mădălina? Păi, știi cum e, declarațiile astea sunt făcute de regulă într-un moment de furie. Copiii de multe ori ajung afaceri între doi părinți și părinții de multe ori uită că a existat un moment în care s-au iubit și au decis să aducă pe lume un copil. Până la urmă e responsabilitatea lor copilul să fie în regulă. În momentul în care îți arunci acuze, în momentul în care tu ca și femeie nu stai cumva în rolul tău, ok, ești fosta, n-a mai mers relația, perfect, dar tu trebuie să fii un mediator foarte bun pentru copilul tău în viața fostului tău soț, pentru că altfel bărbatul reacționează și vedem cum reacționează. Deci încearcă să o limiteze, încearcă să-i dea răspunsuri dure. Asta nu face bine. Nici pentru ei ca și dinamică de părinți, mă refer, că ei nu mai sunt împreună, ok, dar ei sunt părinții copilului și copilul trebuie să-i vadă armonioși unul pe, adică pe amândoi în fața da, lui. Asta e și problema. O invocă și Mădălina, dar în centrul discuției acum este numele. Un bărbat se răzbună, deci femeile trebuie să fie extrem, extrem de atente, pentru că sunt puține lucruri pe care o femeie le poate face și un bărbat le poate face unei femei. De regulă, femeile ce fac? Iau copii. Și ce fac bărbații? De asta e o regulă generală, dacă nu uităm. Iau numele femei. La divorț, când bărbatul vrea să se răzbune sau vrea să pedepsească pe femeie, nu știu, așa, mare lucru, adică el atât a spus, am înțeles, din ce înțeleg eu, să schimbe numele pe Facebook, pe Instagram.